La numai o săptămână după ce a obținut calificarea la turneul semifinal al campionatului național de mini-volei, echipa Clubului Sportiv Școlar din Niculescu din Câmpul Lung a disputat și meciurile turneului 3 din cadrul campionatului național de volei rezervat speranțelor. Fără nicio șansă de calificare, mușceleni au pierdut pe linie scor 0-3 întâlnirile jucate cu CSM București B, Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I București și Dinamo București, aceasta din urmă fiind și gazda competiției. Tot în weekend s-a jucat volei și la nivelul campionatului național rezervat juniorelor, iar CSM Mușel Câmpul Lung, echipă pregătită de Adrian Mihăilă, a jucat în deplasare la CSS Slatina, acolo unde s-a impus cu 3-1. Pe seturi a fost 22-25, 25-21, 25-14 și încă o dată 25-14. Mușelengele și-au consolidat primul loc în clasament, pe care nu-l mai pot pierde până la final, iar în ultimul joc din grupă vor întâlni pe 16 februarie pe Juvenil Brașov în deplasare.